Salutare, prieteni! Acum vom citi cartea Cățelul Norocos. Haideți să începem! Lucky, norocosul, trăia împreună cu mama perdita, tatăl Pongo și o mulțime de frați și surori. Acestei familii minunate și vesele îi aparțineau și câțiva oameni, Anita, Roger și Nani, cea pe care o vedeți aici, stând în fața casei. Tuturor puilor de dalmațian le plăcea să se joace. Patch, Rolly, Penny, Freckle sau Pepper se fugăreau și alergau peste tot. Iar aici, ia uitați, toată lumea vrea să doară. Doar la apucă balonul și fuge cu el, sărind peste frații lui. Dar unde să o fi grăbind așa? A, ah, da, emisiunea lui preferată, Thunderbolt. A început la televizor. Până acum la nu a pierdut nici măcar un episod. În vreme ce Rolly și Cat Big caută o comoară, Tootone și Dipstick își încearcă de pe un os. Patch și Wizard se fugăresc unul pe altul în cerc. Tripod și Penny încearcă să se joace cu șorțul lui Nanny. Jewel și Fidget se joacă de-a vața ascunserea. Freckles și Pepper încearcă să alunge niște străini din oglindă. Iar alții trag un pui de somn. Lucky se dedică ocupației lui preferate. Se uită la emisiunea cu Thunderbolt și prietenii lui iar apoi exersează trucurile pe care le-a văzut acolo. Încă puțin și voi deveni și eu o stea de televiziune, își repetă el în fiecare zi. Ca toți ceilalți căței, veselii pui de la Almațian în începură să învețe trucuri simple, să stea în două labe, să se rostogolească, să danseze și să dea lăbuța. Dar și să sară pentru o gustare sau să meargă cu minți în lesă. Însă pentru Lachi toate aceste trucuri erau prea simple. El se vedea doar într-un rol de stea, în sfârșit, într-o zi o că este pregătit să apară în emisiune. E vremea să merg la televiziune, se gândi el și se strecura afară din casă. Alergă și alergă până a ajuns la colțul străzii. Acolo stătu și se uită prejur. Nu știa încotro să o ia. Care au fi fost drumul spre televiziune? Nu mai știa nici să se întoarcă acasă, pentru că de mult nu mai fusese la plimbare în lesă. Rătăci prin oraș încercând să le arate trecătorilor trucurile pe care le învățase de la emisiune dar oamenii se uitau la el uimiți. Ce cățel ciudat! Face niște agrupații acrobații deosebite, dar nu știe trucurile obișnuite ale cățelilor, ziceau ei. În cele din urmă, un poițist îl observă pe cățelul rătăcit. Citea adresa scrisă pe medalionul acestuia și duse puiul la casă. Fericit, Lucky intră în camera unde se aflau Dipstick, Weezer, Tripod, Penny, Jewel, Fidget și Freckles, Rolly, Catbik, tuton, Pepper și Patch. Căței făceau acum trucurile pe care le învățaseră, iar Roger le dădea gustări delicioase ca răsplată. Nimic pentru mine, se gândi Lachi, se urcă în culcușul lui și căzu într-un somn adânc. Era foarte obosit. Dormi chiar și în timpul emisiunii cu Thunderbolt, la care se uitau acum toți frații lui. A doua zi, Lachi se trezi în zori. Vreau să învăț și eu trucuri de căței. Cred că poate fi chiar distractiv, se gândi el și se apucă imediat de treabă. Și aceasta a fost și cartea Cățelul Norocos. Dacă v-a plăcut, nu să vă abonați și să dați like și share. Pa, pa!